Hai, salutare națiune și bine ai venit la un nou clip. De data aceasta facem o comparație între OnePlus 6T și Huawei Mate 20 Pro pe parte de calitatea difuzoarelor, dar și de volum. OnePlus 6T în partea stângă vine cu un singur difuzor montat în partea de jos, stânga, pe când Huawei Mate 20 Pro vine cu difuzoare stereo, unul în mufa de tip USB tip C și unul în casca auriculară. Haideți să dăm drumul la test, să vedem cum se aude fiecare, să vedem ce calitate reușesc să redea cele două telefoane. Începem cu OnePlus 6T. Și acum ne ducem la Huawei Mate 20 Pro și dăm drumul și ăstuia să vedem cum se aude. După cum bine vă puteți da seama, sunetul de pe Mate 20 Pro este mai bogat, este mai intens, basul este mai bun. Cu toate acestea însă, OnePlus 6T la nivel de volum se aude foarte bine. Am spus chestia asta și în clipurile trecute. Am mutat telefoanele în modul landscape, deci hai să vedem dacă s-a modificat ceva din punctul ăsta de vedere. Începem iarăși cu OnePlus 6T. Și, după cum bine v-ați dat seama, zic eu, cel puțin la nivel de calitate a redării, câștigă Mate 20 Pro, dar la calitate sau la volum, mai bine zis, la intensitatea volumului, câștigă, din punctul meu de vedere, OnePlus 6T. Și asta datorită difuzorului, care este foarte puternic, sincer, este foarte puternic. Doar că, din punctul meu de vedere, redarea este cam plată, dacă vreți, din punctul ăsta de vedere. În orice caz, ăsta este testul între cele două telefoane pe parte de calitate audio în difuzoare, pe parte de calitate audio pe căști, ei bine, acolo câștigă detașat Mate 20 Pro și asta datorită inclusiv tehnologiei Dolby Atmos, care pe OnePlus 6T nu există. Există un egalizator pe care îl puteți folosi, dar doar în momentul în care introduceți căștile în telefon. Și cam atât. Cam asta este, ne vedem în clipul următor. Până atunci, ca întotdeauna, națiune, eu îți mulțumesc pentru timpul acordat. Toate cele bune!